Doamne ajută! Temnița a fost o chemare. După o perioadă de îndoieli și întrebări, a urmat o perioadă de pace. Ea începea când reușeam să pătrundem în interiorul nostru. Aceasta e cea mai importantă experiență pe care o poți avea în timpul vieții, a te cunoaște pe tine însuți. Apoi urmează o perioadă de consolidare pe calea suferinței, grație căreia reușești să te cunoști pe tine însuți. A fost total și simplu că noi ne redescopeream la acele ore pe patul suferinței. Era o chemare. Temnițele comuniste erau fabrici de martiri, în cel mai literar sens al cuvântului. Noi eram martori ai degradării propriului trup. De la un anumit stadiu nu mai eram în stare să simțim nimic. Era ca o pace adâncă. Personal, nu am mai simțit durerea. Eram în elementul meu, mai fericit decât atunci când eram afară liber în lume. Aceasta și pentru că viața noastră spirituală devenea din ce în ce mai puternică, cu mult mai puternică decât era înainte de detenție. Acele erau zile de sacrificiu și jertfă, extraordinare și unice. Arhimandrit Iustin Pârvu. Am citit de pe spatele acestei cărți Sfinții Închisorilor, scoasă de Mănăstirea Petru Vodă în anul 2019, adică la 2019 ani de la Mântuitorul Hristos, pentru că așa socotim anii, dragilor. Ceea ce urmează să vedeți este un interviu cu unul dintre ucenicii părintelui Iustin Pârvu, părintele stareț Hariton Negrea, starețul de la Mănăstirea Petru Vodă, din localitatea, sau mai bine zis, din satul, comuna cu același nume, Petru Vodă, județul Neamț. Mi-am dorit de foarte mult timp să fac acest interviu, pentru că mă interesează foarte mult figuri precum ale celui care s-a numit Părintele Iustin Pârvu și cred că cel mai bun mod de a-i cunoaște este, evident, prin cărțile pe care le-au lăsat, dar și prin materialele video. Slavă Domnului, avem multe materiale video și audio cu Părintele Iustin Pârvu, dar pe de altă parte și prin cei care au fost ucenici și cum l-au perceput fiecare dintre aceștia. Sper să vă placă foarte mult interviul pe care l-am făcut cu Părintele Stareț. Mie sigur mi-a plăcut foarte mult și mi-aș dori să-l repet, dar asta nu este neapărat voința mea, cât voința lui Dumnezeu și, bineînțeles, a Părintului Stareț Hariton. Este o mică problemă în interviu din cauza emoțiilor pe care le-am avut în acea zi și a unor tulburări din viața personală. Am uitat să apăs pe butonul de play la camera video cu care înregistrez de obicei astfel de interviuri, dar Dumnezeu a pus și gând bun în mine și am reușit să filmez cu telefonul. Am avut un fel de plan de rezervă și am pus telefonul din spatele, o să vedeți că este din spatele nostru filmat. Sunetul nu este la fel de bun și imaginea nu este la fel de bună cum ar fi ieșit pe cameră. Nu am cum să mai remediez situația asta, odată ce ai uitat să apeși butonul de record, lucrurile rămân cum au fost puse în mișcare de la bun început. Din fericire, o a doua parte a interviului, după ce mi s-a terminat bateria la cameră, o a doua parte a interviului este înregistrată cum trebuie, cu camera și cu cele două microfoane atașate camere, dar din păcate este foarte scurtă, pentru că îndatoririle duhovnicești și pe care le are orice stareț de mănăstire l-au forțat pe Părintele Hariton să se retragă mai repede din interviu. El se termină cumva mai brusc, dar peste tot sper că cu toate neajunsurile pe care vi le-am prezentat să puteți să vă bucurați de acest interviu. Vreau să mulțumesc Părintelui Hariton și tuturor celor din obștia de la Mănăstirea Petru Vodă pentru că au făcut posibilă prezența mea acolo. Sper ca să nu dezamăgesc pe nimeni cu acest interviu. Eu am învățat foarte multe lucruri despre Părintele Iustin Pârvu de la ceea ce am auzit spus de Părintele Hariton. Îmi doresc ca să mai pot să mai fac emisiuni cu Sfinția sa. Îmi doresc să aflu mai multe lucruri despre Părintele Iustin Pârvu ca și despre alți mari duhovnici contemporani și nu doar contemporani, dar și din trecutul mai puțin cunoscut al Bisericii Ortodoxe și al Ortodoxiei în spațiul românesc. Acestea fiind spuse, încă o dată îmi cer iertare pentru faptul că am uitat să apăs pe butonul de record. Vă doresc vizionare cu folos și cu bucurie
Doamne ajută să ne vedem cu bine. Sănătate multă! Și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte, stareți binecuvântați. Cu noi este Dumnezeu, cu asă har, cu asă iubire, Doamne, totdeauna, cum și cu durea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Părinte, stareți, vă mulțumesc mult pentru faptul că ați acceptat să avem acest dialog. Aș vrea să spun de la început despre mine că sunt convertit la Ortodoxie, după câțiva zeci de ani de ateism care a plecat dintr-un protestantism aproape nepracticat la vremea aceea, vorbim de anii 90, Ardeal, Sibiu. Da. Și convertirea mea în Ortodoxie a apărut acum 2 ani și ceva pe fondul unor nefoloase pe care le-am, pot să spun, mi le-am atras asupra vieții mele din greșeală în greșeală și neavând un soi de disciplină. Ca urmare, de când m-am botezat, pot să spun că eu sunt într-o permanentă căutare a adevărului. Încerc să înțeleg ce înseamnă, de fapt, Ortodoxie, pentru că consider că primul pas pe care l-am făcut, Sfântul Botez, nu este totul și că acolo este doar începutul. Și unul din primele lucruri pe care le-am aflat după ce am devenit ortodox au fost niște nume al unor mari duhovnici. La timpul respectiv nu știam ce înseamnă duhovnic. Unul din numele pe care le-am primit și care mi-a atras atenția a fost cel al Părintelui Iustin Pârvă. Și de aceea am venit în seara aceasta la Sfinția voastră, aici la Mănăstirea Petru Vodă, pentru ca să aflu mai mult despre Părintele Iustin Pârvă. Așadar, aș începe cu întrebarea, cine a fost Părintele Iustin Pârvă? Da, Părintele provine de o familie foarte credincioasă. Tatăl Gheorghe și mama lui Ana erau oameni dedicați credinței și oameni care practicau slujbele, prezența la biserică, tradițiile din satul și din vatra românească. Aș putea spune că o latură excelentă a avut-o mama lui Ana, care nu ajunsese să facă studii mari, doar primele 4 clase a reușit să însușească la viața ei, totuși foarte implicată în viața spirituală, la modul cum a înțeles ea în vremea aceea. Când Sfântul Ioan Iacob era bibliotecar la Mănăstirea Neamțu, mama lui mergea acolo desculț, pentru că nu-și permitea să țină încălțăminte decât pentru momente festive, sărbătorile mari din calendarul bisericii și când în sat avea loc nunți sau boteze, când lumea era prezentă șezători și atunci fiecare femeie se prezenta în costumația populară și cu încălțămintele care și le avea atunci. Chiar și opincile erau o încălțăminte care trebuia într-un fel să o faci cu multă strângere și economie. Deci, mama lui mergea la Sfântul Ianeacu, la biblioteca de la Neamț și se sfătuia cu dânsul. Dar, bineînțeles, și mănăstirea Secu și mănăstirea Sihăstria și celelalte mănăstiri din zonă erau frecventate de dânsa. Știa cu exactitate duhovnicii care erau în aceste mănăstiri. Și ceea ce vă spun acum se petrecea în perioada interbelică. Părintele Iustin, fiind mezinul, a fost atras
în lucrarea de rugăciune a mamei. Își lucrau rugăciunea împreună. Mergeau la biserică împreună. Mergând la câmp, vorbeau despre așezarea sufletească a omului. Consider că ăsta este motivul pentru care Părintele Iustin se retrage la vârsta de 15 anișori la mănăstirea Durău. Pentru că în momentul acela, cei mai mistici părinți erau la mănăstirea Durău. Pe motivul că Muntele Ceahlău avea în momentul acela foarte mulți puznici și multe călugărițe care puzniceau prin peșterile de acolo, și faptul că Muntele Ceahlău îți impunea să duci o viață lăuntrică foarte atentă și Sfinția sa fiind mișcat de viețile Sfinților pe care mama îi le povestea când mergeau la lucru câmpului, când își lucrau toată activitatea lor de acasă, realiza că omul se apropie de Dumnezeu cu cât viața lui este mai curată și este într-un dialog cât mai intim cu Sfânta Treime. Părintele deci optează pentru mănăstirea Durău și ajunge acolo ca frate. A cunoscut printre marii asceți pe Părintele Pahome, pe Părintele Ieremia, pe Părintele Irinar, care era un mare protopsalt, și pe ceilalți părinți, pe Martinian, pe Vasian, sunt Părintele Hariton, care i-a marcat viața în folos, în cuvântul frumos al vieții monahale. Considerați că pe timpul acela ortodoxia în România era mai bogată, cumva, dintr-un anume punct de vedere spiritual, decât se prezintă ea acum în 2020, cât o văd eu acum, pentru că eu nu pot să fac o comparație, neavând pe nimeni ortodox în familie, care să-mi spună astfel de povești, cum spune noastră, singura mea busolă la care mă pot raporta este ceea ce trăiesc eu în ortodoxie acum în 2023. Valoarea ortodoxiei de atunci, din punct de vedere spiritual, avea o notă superioară față de momentul actual. Dar și momentul actual avea ceva în plus față de perioada intervenită. Numai faptul că pe vremea aceea părinții își așezau viața pe lucrări practice, pe modul contemplativ de a înțelege pe Dumnezeu. Părintele Ieremia. Părintele Ieremia, la vârsta de 85 de ani, își lega mijlocul corpului lui de grinda de sus de la chilie, cu o frânghie, ca să-și păzească privegherea și lucrarea închinăciunilor. Părintele Ieremia n-a fost încălțat niciodată cu încălțăminte, pantofi, cizme sau ceva de iarnă. Niciodată nu a avut la chilia lui ușă și geamă. Deci, gândiți-vă ce era iarnă, când păteau viscolul și zăpezi și temperatura ajungea și la minus 30 de grade. Oamenii aceștia aveau o trăire lăuntrică care rezolva calamitățile naturale. Părintele Iustin a văzut că implicarea lor în trăirea mistică era cu mult mai profundă față de zilele noastre. În țară erau totuși puține mănăstiri. În rândul mănăstirilor erau și puțini intelectuali. Dar totuși calitatea ei era foarte bună. Sunt convins că și atunci erau elemente care nu se conformau în mod exact la viața monahală, dar puține. În zilele noastre lucrurile au
o calitate, în sensul că mănăstirile și schiturile sunt mai multe la noi în țară decât în acel moment istoric, și implicarea și misiunea bisericii este mult mai intensă. Aș putea spune că relația între preoții de mănăstiri, între preoții de parohii și oameni este mult mai intensă și cunoștințele sunt mult, mult mai ample. De ce credeți că oamenii în momentul de față, cum spuneți, sunt mai atașați de mănăstiri și vin, intră într-o relație cu monahii mai deseori decât se întâmpla atunci? Aș putea spune că oamenii din vremea aceea se raportau în mod deosebit la preotul lor din parohie. Și prin excepție, cei mai răvnitori mergeau cu efort propriu, pe jos, pe la mănăstiri, care își permiteau să aibă carul cu boi sau cal sau șaretă sau ajungeau și așa, dar era mai complicat. Totuși, oamenii, organizându-se duminical în șezători, în privegheri, în întâlniri de familii, în vremea aceea era o socializare mult mai intensă față de ceea ce se întâmplă în zilele noastre, cu toate că sunt foarte multe rețele de socializare, erau mult mai de calitate. Și oamenii își povesteau între ei. Au fost la mănăstiri și relatau în șezătorii lor experiențele și întâlnire cu preoții. Ceea ce ascultătorii rețineau cu multă atenție și implicit căutau să pună în practică viața lor. Așa numitele frumoasele duminici din cursul anului. Ce se întâmpla în cursul unei duminici? În perioada interbelică, oamenii de pe linia unei străzi, să zicem, se strângeau pe grupuri la una din case, toți, de pe strada aceea. Și se făcea acolo un fel de șezătoare, sau se făcea acolo chiar așa, modul lor de priveghere, în care gazda pregătea masă și masa era așezată afară, dacă permitea anotimpul, sau poate în casă unde erau casele mai largi. Dar duminicile, de cel acesta, mai mult vara se desfășurau și copiii erau la un loc unde se jucau sau încercau să vadă ce discută cei mai în vârstă, iar ceilalți încercau să-și împărtășească experienții. Deci e duminical, mai ales după amiaza, se întâlneau și discutau între ei diverse probleme. Problemele lor erau foarte simple pentru că erau legate de pământ și cunoștințele lor erau mai puțin aduse din spectru politic. Pentru că nu exista o informare media ca acum. Ci cunoștințele lor veneau din a cunoaște lumea din sat și din latura religioasă. Ei vorbeau despre Dumnezeu. Și calitatea era bună. Era o calitate spirituală foarte bună. În zilele noastre, discuțiile între preoți și credincioși, între ceea ce oferă biserica în spațiul media și credincioși, sunt mult mai dese, vin cu idei excelente, lipsește calitatea practică. Dar și așa este important că se lucrează. Deci dacă vă înțeleg bine, cumva în prezent discuția nu se concretizează în fapte, rămâne foarte mult la un nivel superficial de vorbă, care vorba este calitate, dar ea nu se reflectă și în faptă. Da. Consider că răul lumea este mult mai dozat decât ce a fost atunci. Mijloacele media au fost folosite și de partea rea și de partea viciată a lumii. Și oamenii sunt foarte tulburați.
purtați dintr-o parte în alta. Când în partea lui Dumnezeu, cât în partea celui rău. Și oscilațiile întotdeauna se slăbesc calitatea. Dar cei care își țin, cum zicem noi, mintea luminată și întreagă, reușesc. Reușesc biruie ispitele în mijlocul acestei lumi, cum zic Sfinții Părinți. Nu erau astfel de ispite în vremea aceea, nu era manipulare în vremea aceea. Oamenii trăiau simplu și nu era cazul să se folosească documente în care să arate că ei respectă proprietățile unul altora, își respectă demnitatea unul altora. Nu era nevoie de servicii și instituții care să supravegheze. Chestii de genul, da. Adică deci, era strângerea de mână, bărbații băteau palma, cum se spune. Și era foarte, foarte suficient și foarte adevărat. Se cunoștea în toată vatra satului. Cu tare persoană, la șezătoare, la sărbătoare, la evenimentul de hram, a bătut palma pentru că a bătut o parte de pământ, a bătut palma pentru că și-a bătut voi, a bătut palma pentru că și-a admis logona în casa lui. Și era adevărul profund, fără să mai există una scris. Pentru situații când lucrurile trebuiau perfectate, se mai făceau și înscrisuri. Dar situații, să zic așa, la nivel mare, proprietăți mari care se vindeau sau schimbări de domiciliu, atunci era greu de presupus ca cineva să-și părăsească vatra satului să se mute în altă parte. Era foarte greu de presupus că cineva de la noi din țară vrea să plece în străinătate. Deși cred că ar fi putut oricând cineva să treacă frontierele, pentru că nu erau chiar așa supravegheate ca în zilele noastre, și să meargă pe o idee de a-și aranja viața în orașul occidental. Nu. Ei și-au iubit cu toată sinceritatea teritoriul, țara, glia lor, legați de lucrul acesta. Lucrul acesta dă o stabilitate și pentru cei care au stat în mănăstiri. Cei care au mers în mănăstiri au fost foarte convinși. Ei, în zilele noastre, convingerea este în viața monahală, există o convingere mare, dar oricând te poți aștepta la o manipulare, oricând te poți aștepta în urma multor informații, o persoană să pice psihic. Și atunci slăbește calitatea spirituală din mănăstiri și din viața unei obști. Lăsați-mi voi să mă întorc puțin la Părintele Justin Pârvu, tânăr, adolescent. Că spuneți că la 15 ani se hotărăște să intre în viața de mănăstire. Mama lui a spus că era o femeie simplă și apropiată, foarte apropiată de Dumnezeu și de biserică. Era o femeie educată, știa să scrie, să citească? Știa să scrie, să citească la nivelul ordinar. Nu știu dacă și-ar fi compus o poezie, pentru că erau în vatra satului oameni care știau doar să scrie și să compună o doină, o poezie, să cântă, să compună o pliceasnă. Deci oamenii aveau capacitatea de a crea și își compuneau singur plugușorul de anul nou. Își compuneau singuri colindele sau pricestile la sărbătorile dedicate Maicii Domnului. Deci, oamenii aveau această capacitate. Nu aveau, să zicem, mașini de scris, nu zic calculatoare sau ceva de genul acesta. Dar ei compuneau. Le venea greu să facă rost și de hârtie și de peniță cu toc. Pentru că era doar în casele care își permitea să are o astfel de achiziții. Majoritatea foloseau tăblițe pe care scriau cu cretă, cu... Și
Unde merge Părintele Iustin la școală și cât timp urmează școală? Adică până la ce nivel de școlarizare, cum am zice, astăzi ajunge? Părintele îți folosește de școala din vatra satului, dar pentru că părinții lui, Gheorghe și Ana, au realizat că este foarte important să imprime o educație copiilor, nu numai lui. Dar lucrurile intră pe o treaptă superioară în momentul când se echinoviază mănăstirea Dorău. Părintele stareț îl trimite să facă studiile la seminarul la Cernica, ajunge și la seminarul de la Râmnicu Vâlcea, apoi la seminarul de la Roman, dar toate a fost și pe o perioadă vitregită. Războiul, deja în primul anii 40, al doilea război mondial. Tatăl lui a fost în primul război mondial și a luptat pe front, pentru care primește, cred că vreo 2 hectare și ceva de pământ, fiind veteran de război. Părintele Iustin, în anii 42, este hilotonit și va trebui să meargă pe front, pentru că trebuia să susțină spiritual, duhovnicește, viața soldaților care luptau pentru teritoriul statului român și pentru interesele statului român. Ajunge până aproape de Odessa. A fost rulat în batalioanele vânători de munte și sub comanda mareșalului Antonescu, care și-a dorit să redobândească Basarabia. Și au reușit. Cât s-a putut. Pe perioada aceea au reușit să redobândească Basarabia. Deci ei își doreau ca țara să fie întregită. Și lucrul acesta îl învățau nu numai de la proprii părinți, ci și din mănăstire, pentru că în mănăstire duhovnicii erau foarte buni patrioți. Deci conștiința națională era ținută trează și înflăcărată. Duhovnicii te învățau calea lui Dumnezeu, te învățau tainele credinței, viața rugăciunii, spiritualitatea, dar nu era ignorată partea spiritului național și a conștiinței naționale. Participau la evenimentele care au dedicate sărbătorilor naționale. Deci preoții din mănăstiri, ori de câte ori primăriile din vremea aceea organizau evenimente la crucea erelor din cimitir sau la pomenirea unor oameni importanți, erau primii care erau acolo. Toate evenimentele erau deschise de către preoți. Se făceau slujbe și apoi evenimentul continua. Părintele Iustin, fiind preot, a asistat la foarte multe evenimente în genul acesta. Ajunge război și război a trebuit să povedească, să împărtășească, s-a ocupat cu partea de intendență, adică ajuta să vină produsele alimentare pe front, apă, medicamente, căuta să ajute răniții, să lege rănile și cei care erau morți să îi îngroape, indiferent de naționalitate. Părintele Iustin, în timpul războiului, a îngroapat pe toți soldații care erau decedați. Și pe caietelele lui își nota militar rus, militar german, militar sau ofițer austriac sau ungur sau sârb. Și nota și locul unde erau îngropați acești soldați și inclusiv ce erau. Deci Părintele Iustin era preot de război, preot de militar, cum se numește astăzi, sau era preot militar și soldat la modul că a și luptat pe front și deci a trebuit să facă uz de armă și să ucide? Calitatea doar de preot sacramentar a avut-o. Nu a luptat și cu arma în mână. Nu s-a pus problema aceasta. Probabil că mareșalul Antonescu le-a interzis. Indiferent dacă armata română ar fi intrat într-un impas. Deci le-a interzis preoților să facă lucrul acesta.
ci doar să se ocupe de partea sacramentală, partea spirituală și intendență. Este permis în ortodoxie, canonii sau, cum se spune, duhovnicește, să omori în legitimă apărare? Nu există un canon care să-ți permită lucrul acesta. Mai ales că și Mântuitorul a zis că trebuie să iubim pe vrăjmașii noștri și dacă primești o palmă peste obraz, o întoarci pe cealaltă. Preoții pe front, mă refer dacă privesc primul război mondial, au fost preoți pe front care la momentul limită au lăsat cărțile de slujă și au pus mâna pe mitralieră și au apărat țara. Dar și-au asumat imediat după aceea consecințele pentru că s-au retras singuri din activitatea aceasta. Deci au avut un simț patriotic atât de dezvoltat încât au folosit armele pentru a-și apăra țara și neamul. Ceea ce, din punct de vedere canonic, nu este recomandat. Și atunci ce se întâmplă cu sufletele tuturor soldaților care de-a lungul întregii istorie a României, într-o formă sau alta de organizare geografică, au pus mâna pe armă, începând, nu știu, cu Ștefan cel Mare și terminând, iată, cu cei din al doilea război mondial? Întotdeauna biserica, în fiecare zi biserica își pomenește eroi și martirii. Este datoare să o facă. Deci nu este Sfânta Liturghie în care ectenile când se iese la hieruvic și când preotul face parastas să nu pomenească pe eroi și martirii neamului. Dacă s-ar considera o vină lucrul acesta, o va rezolva biserica, dar foarte sigur oamenii aceștia nu vor ajunge la rău. Cei care au luptat pe front să-și apere țara și s-au produs momentele uciderii, pentru că tragi în inamicul tău, care inamicul tău este totul om, e tot fătura lui Dumnezeu. Și au făcut uz de armă, atunci ei au fost obligați și de aceea erau și preoții pe front ca să-i spovedească pe soldați, pentru că aveau conștiința aceasta că apărându-se a trebuit să și împuște adversarul. Nu este ușor pentru un om credincios să omoare un om, indiferent cine ar fi acela. Este foarte greu. Și preoții tocmai acest lucru făcea, îi spovedea cât se putea de des, purta dialog cu soldații, iar biserica este datoare să se îngrijească, să-i pomenească pe eroii și martirii neamului până la sfârșitul istoriei lumii acestea. Și sunt convins că mulțimea pomenirilor zilnice sunt cu miile. Și Dumnezeu nu acuză crima aceasta care s-a făcut, vărsarea asta de sânge. Cred că mai degrabă acuză lașitatea, frica, șovăiala de a-ți apăra propriile tale interese naționale. Astea sunt condamnabile. Ați menționat național, ați menționat neam. În ortodoxie, cine va ține Mântuitorul referitor la mândrie națională, la apartenența la un neam, la o națiune? Suntem toți copiii lui Dumnezeu, dar suntem fiecare câte un neam sau dimpotrivă, suntem toți, dacă ne-am botezat în Hristos, nu mai suntem bărbat, parte bărbătească, parte femească, cum spune Sfântul Apostol Pavel, suntem toți una. Încă eu am primit mărturii oarecum contradictorii. Unii mi-au spus că în ortodoxie nu trebuie să existe noțiunea de naționalism, că este chiar un soi de erezie care se numește etnofiletism, ceva de genul ăsta. Alții, dimpotrivă, mi-au spus că nu. Chiar când se va face judecata de apoi, se vor judeca neamurile și nu. Deci, până la urmă, care este, cum ar trebui să ne raportăm noi, creștini ortodoxi, din ziua de astăzi, unde este un război, percep eu, de disoluție a ideii de națiune, de neam și cumva, se spune, suntem toți copiii Terei, suntem copiii planetei, nu mai suntem națiuni. Se vrea o fel de uniformizare.
Ortodox, cum abordezi problema asta? Când Iisus Hristos și-a predicat învățătura Lui și s-a vorbit Evanghelia pe fața Pământului, El face o referință către tot omul, către toată făptura aceasta umană, în care, cum ați spus, nu există parte bărbătească și parte femească, ci toți suntem fii și fiicele Dumnezeu prin înfiere. Și El și-ar fi dorit ca între oameni să nu apară conflicte, ci pacea Lui. În orice loc Iisus a ajuns și a arătat pacea Lui și a binecuvântat cu pace locurile respective. Dar faptul că lumea a apărut neamuri este tot din prorodia divină. Neamurile sunt pe fața Pământului, neamurile care au apărut după Avram, prin cei 12 patriarhi, sunt și ele distincte. Semințile care apar după aceea în istorie arată o distinție între ele. Unele dintre ele chiar nu s-au suportat reciproc. Și neamuri care s-au întins pe fața Pământului și după turnul din Babilon. Dar astea nu sunt un motiv ca învățătura Evangheliei și credința din sufletul omului să nu fie unitară, sub niciun chip. Oamenii și-au păstrat limba, și-au păstrat tradiția, dar bine ar fi fost să-și păstreze credința curată, credința în Dumnezeu cel adevărat. Când au apărut interesele proprii, neamurile au devenit conflictuale între ele. Când au apărut vicii, oameni care au condus dictatoria, oameni care au învățat greșit poporul, neamurile au mers pe o idee care nu i-a mai caracterizat demn de învățătura lui Dumnezeu. Și implicit s-au condus conflictele. Conflictele acestea pe care Dumnezeu le-a îngăduit ca să arate cât de greu îi vine unui om și când e vorba chiar despre stările lui și când este vorba despre neamul lui să poată echilibra aceste stări sau aceste neamuri când ele sunt pervertite de cel rău, sunt ispitite, sunt intrate într-o breșă. Nu prezența neamurilor este o problemă pe fața Pământului, ci faptul că raportul lor la viața spirituală și la Dumnezeu s-a făcut greșit. Și atunci ele a devenit conflictuale. S-au prezentat în fața războaielor, s-au prezentat în fața multor probleme de interes politic, s-au creat blocuri militare și aici este o mare problemă care a dus la vărsări sângeroase. Și prezența neamurilor în lume este foarte bună. Și ideea că noi suntem fii și fiicele lui Dumnezeu este și mai bună. Dar sunt puțini care pot înțelege lucrul acesta și să poată aduce un echilibru între ele. Fiecare neam care își are tradițiile lui, își are valorile lui, instituțiile lui, când și le respectă el, atunci v-am putea înțelege și valorile și tradițiile celuilalt neam. Un om care se înțelege pe sine, în sensul că realizează facultățile mentale, realizează capacitatea, darurile lui Dumnezeu care sunt în el, frumusețe, inteligență, pricepere, profesionalism, orice. Acest om, dacă și le-a înțeles, și le folosește pentru a ajuta alți oameni, pentru a-i ajuta, nu pentru detrimentul altor persoane.
În momentul când tu ai niște capacități și le folosești în interes propriu și să domini alte persoane, atunci nu mai este legea lui Dumnezeu. Totul se pierde. Și în viața interioară a noastră și în viața neamurilor este la fel. Dumnezeu, la sfârșitul veacului, va aduce în fața lui toate neamurile și le va judeca și potrivit tradițiilor lor și ideilor lor de viață. Indiscutabil. Nu doar în prisma Evangheliei. Este foarte important pentru noi, pentru că în zilele noastre se dorește o globalizare. Dar globalizarea este impusă pentru ca omul să fie controlat. Omul să fie întotdeauna supravegheat. Omul, dacă se poate spune, să îi se anuleze propriile lui obiceiuri, propriile lui tradiții, propriile lui convingeri și să meargă doar pe o idee globalistă sau niște învățături globaliste. La Iisus nu a fost așa. La Iisus a spus cine vrea să vină după mine, cine vrea să-și atucea și să urmeze. Gândiți-vă, Iisus cu ucenicii lui mergeau spre Ierusalim și au trecut printr-un sat de samarineni. Dorea să rămână într-un sat de samarineni și a trimis ucenicii să-i pregătească un loc acolo. Și samarinenii nu l-au primit. Au considerat că nu vor să-l primească, doar pentru faptul că se îndreaptă spre Ierusalim. Ioan și Iacob, ucenicii lui, a zis, Doamne, vrei să poruncim să coboare foc din cer, ca pe vremea lui Ilie și să-i miște pe toți, pentru faptul că n-a vrut să te primească pe tine? Și atunci Iisus s-a supărat pe ei. Și le-a zis, voi nu știți cărui duh slujiți. Pentru că El, ca Dumnezeu, n-a venit să impună o convingere, să impună o idee, să impună o învățătură fără ca oamenii acolo să consimtă liber. Și, bineînțeles, să pedepsească. Dacă Ioan și Iacob s-ar fi rugat, sigur ar fi căzut foc din cer și ar fi murit toți oamenii din satul acela. De aceea, Iisus este semit. El provine din seminția aceasta. Dar El n-a admis o vărsare de sânge ca să domine un neam. E indiscutabil. Chiar dacă zilele noastre se vede lucrul acesta. Nu concepe ca cineva, o persoană să moară pentru că El vrea să-și extindă învățătura lui evanghelică. El vrea ca omul singur, de bună voie, cu libertate conștientă, să metabolizeze învățătura Evangheliei. A și spus Ioan Botezătorul, Dumnezeu poate și din pietrele acestea să facă fia lui Avram. Dacă din pietre Dumnezeu poate să facă fia lui Avram, adică fiul lui Avram se consideră oameni virtuoși, morali, oameni echilibrați, cu compasiune, cu milostivi, dedicați să ajută ceilalți oameni, semeni, săraci. Ei, iată că nu vrea Dumnezeu să forțeze lucrurile în maniera aceasta. Ar putea o face. Dumnezeu ne face într-o clipită sfinți pe toți de pe fața Pământului. Indiscutabil. Dar cum ar putea omul să-și mai folosească propria libertate? Să-și arate poziția lui față de bine, de frumos, de divin? Deci, oamenii ar trebui să fie împărțiți în neamuri. Neamurile să aibă obicei proprii, limbă proprie și, privindu-se neam pe celălalt neam, să se bucure de specificul lor. Oamenii s-ar fi bucurat să vadă frumusețea
tradiția și specificul fiecărui act neam. Și să știți că până n-au apărut mijloacele media în mod intensiv, așa a și fost. Chiar dacă vorbim de secolul 20. În secolul 20 oamenii vizitau teritorii de pe alte continente, țări, și veneau cu impresii foarte frumoase. Nu le descalificau. Chiar dacă era creștin ortodox și ar fi într-o altă țară, veneau cu lucruri frumoase de acolo. Modul cum își echilibrau sufletul, viața lor de familie, viața lor la locurile de muncă. De câte ori ne-am auzit, imediat după ce a fost evenimentul politic din anul 1990, oameni români care spuneau, vai de noi că am luat ce a fost mai rău din Occident. Nu este, nu ce a fost mai frumos. Cu alte cuvinte, ortodoxii de la noi din țară, românii noștri, văzând ceea ce se întâmplă în Occident sau în alte neamuri, au observat lucruri frumoase. Partea gravă este că a luat ce a fost rău, nu ce a fost frumos. Este bine pe fața Pământului că sunt neamurile împărțite în țări, în bresle. Important este ca ele să trăiască într-un echilibru. Dar echilibrul acesta se face dacă între ei sunt oameni morali, oameni dedicați să ajute semenii. Acești oameni produc echilibru foarte bun. Oameni de cultură. Oameni care prezintă o melodie frumoasă, o carte, o scenă teatrală, o scenă de film. Toate acestea ajută ca neamurile și oamenii să trăiască într-un echilibru. Simt plăcerea să învețe limba celuilalt. Simt plăcerea să folosească cândva în viața lui o tradiție venită din alt loc și care prezintă ceva interesant în neamul și în țara ta. Dar asta înseamnă că trebuie să ai ochii buni, adică bun în sensul că vezi binele, în sensul că alegi frumosul, înnobilează umanul pe tine, familia, rudele, țara ta. Și așadar, Petre Iustin Pârcu merge pe front, își face datoria de preot și, la un moment dat, războiul se termină, nu neapărat în favoarea României. Da. Ce se întâmplă cu Părintele Iustin Pârcu în acele momente? Părintele Iustin, în perioada cel de-al doilea război mondial, a trăit foarte multe drame. A fost în fața morții de foarte multe ori. A realizat că Dumnezeu și Maica Domnului i-a protejat viața pentru că avea să lucreze cu el până în secolul 21, când și-a împlinit aproape vârsta de 94 de ani. Deci, în perioada frontului, Părintele povestește, că sunt multe cărți care s-au scris, amintiri, relatări făcute de dânsul, dar aș privi faptul că ultimul conflict care l-a avut în zonă, în 1944, linia frontului era desprinsă de la Mănăstirea Neamțu, orașul Târgu Neamț, Moțca, Pașcan, Iași, deci Armata Roșie venea puternic, era dotată și de către americani, cu multe tehnici de luptă, sprijinită din țările occidentale, iar românii deja intraseră într-un deficit numeric, pentru că Antonescu avea atunci doar câteva mii de soldați, vreo 4.500 de soldați. Părintele Iustin relatează lupta de pe Valea Culeșa. Lupta de pe Valea Culeșa care nu apar în manualele de istorie. În academiile militare sau facultățile de istorie sunt convins că da, dar el a fost atunci în timpul acelui conflict militar. Lupta pe Valea Culeșa începe în 1944 pe data de 7 iunie și s-a sfârșit pe data de 16 iunie. Deci, într-un timp scurt.
Mareșalul Antonescu avea fixat birourile de stat major la Mănăstirea Neamțu. Iar la Mănăstirea Văratec și la Mănăstirea Acapia erau fixate spitale de campanie, pentru că Măicuse se îngrija de răniți. Se îngrija să ofere servicii medicale pentru soldații de pe front. Deci Armata Roșie s-a prezentat aici, în zonă, cu 30.000 de soldați, cu tehnică superioară net, și Mareșalul Antonescu reușește să strângă 4.500 de soldați. Greutatea și mai mare a fost că Ana Paucăr se îmbracă în Măicuță, intră în biroul lui Antonescu și fură planurile de război și le duce generalilor. Cine a fost Ana Paucăr? Ana Paucăr a fost la viața ei o persoană dedicată mai mult politic decât religios. A avut relații foarte strânse în perioada aceea cu Moscova. Era în relații intense cu Stalin și... Deci era o comunistă. Era o comunistă și... lipsită de caracterul patriotic. O persoană care a trădat. O persoană care este vinovată de sângele multor români. Dar totuși ajunge să și conducă politic. Imediat în anii 48 ajunge să conducă România și să vină foarte multe atrocități. Să îi impună un regim foarte dur. Totuși, întotdeauna am luptat de pe Valea Pleșa. În lupta de pe Valea Pleșa, soldații români, când au aflat că planurile de război au fost furate, nu și-a pierdut orientarea, să știți. Deși era clar că tot ceea ce a avut la instrucțiile de luptă în faza preliminară, a trebuit să le anuleze. Să găsească doar într-o zi soluția de război. Și a găsit-o. Dar a fost foarte, foarte sângeros. Soldații, din momentul când au aflat lucrul acesta, au dorit toți să se spovedească, să împărtășească. Deci, Părintele Iustin, cu încă 4 colegi, deci 5 preoți erau atunci pe linia aceasta frontului, de la Târgu Neamț până la Iași, 5 preoți a făcut Sfânta Liturghie într-o cristeniță de botezat copii. S-au folosit aproape 5 găleți de vin și un colac moldovenesc mare ca să facă Sfânta Împărtășanie. Erau între soldați și nebotezați. De religie mozaică, erau evrei, da? Erau maghiari care erau convins să lupte pentru teritoriul României. Numai să nu se ajungă să se implementeze regimul bolșevic, pentru că ei de asta s-au temut în deosebit. Și atunci, Părintele Iustin i-a botezat pe toți. Cu aghiazmă mare și a avut o spovedanie generală și a spovedit și a împărtășit pe toți. După aceea a urmat... Indiferent de ce păcate avea. Pentru că spovedanie s-a avut un grup. Indiferent de ce păcate au avut. Indiferent ce păcate a avut, în situații de genul acesta s-au așezat toți în genunchi, preotul citește rugăciunile slujbei tainei Sfintei Spovedanii și după ce citește, face dezlegarea generală. Fiecare dreptul lui spunându-și păcatele care le-a făcut. Spunându-și păcatele cu convingerea că se va întâlni cu Dumnezeu. Și păcatele, dacă sunt spuse pe pământ, acum nu le mai spui și în cer. Ci acum pe pământ ți le mărturisești și îți face singur canonul de pocăință sau de rugăciune pentru iertarea păcatelor. Așa cum ți-e lucrurile comandă duhovnic. Deci așa a fost atunci. Ei s-au spovedit și s-au împărtășit. După care a urmat lupta pe Valea Culeșa, soldații români s-au grupat câte 7-8 și practic ce-au făcut? Tăiau calea
soldaților din Armata Roșie. Aceștia se luau după ei, ajungeau în niște puncte fixate, unde artileria trimitea multe obuze și mărea toți. Deci, a fost un moment, m-am prezentat numai un mod la care au gândit soldații români ca să-și salveze țara. Deci, cu sacrificiu super, au murit, din ceea ce a povestit Părintele Stin, aproximativ 15.000 de soldați. A fost cea mai sângeroasă luptă din toată istoria celui de-al doilea război mondial. Dacă la debarcarea din Normandia au murit 12.500 de soldați, la Oarba de Mureș au murit 10.500 de soldați. Pe Valea Puleș au murit aproximativ 15.000. Deci era apa roșie care curgea pe râu. Și fântânile erau înroșite, apa înroșită de sânge uman. Deja a putut să fie folosite apa de fântâni mulți ani, chiar dacă se terminase război. Cert este că armata română obține victoria. Adică cei din armata roșie au fost atât de panicați de efortul soldaților români, încât s-au retras. S-au retras pentru o perioadă de timp, pentru că la 23 august a fost insurecția armată și a fost o tragedie și atunci mare, care soldații români au fost oferiți pe tavă ofițerilor ruși duși în Siberia și tot felul de orașe la munci silnici. Părintele Stin se întoarce la mănăstire. Colegii lui, ceilalți patru, au murit. El cumva supraviețuiește pe toată durata războiului, vede toate atrocitățile astea, dar scapă nevătămat. Este de amintit faptul că Părintele Stin, pe ultimele săptămâni ale vieții lui, amintește de camarazii lui de luptă. Aș fi spus, mi-aș fi dorit să mor împreună cu ei. Deci, lupta pe Valea Culeșa se sfârșește cu victoria armatei române pe data de 16 iunie 1944, iar Părintele Stin pleacă la cer pe 16 iunie, în aceea zi. Cum și-a dorit el cu foștului camarazi în 2023? Oamenii aceia s-au iubit sincer. Deși aveau convingeri religioase distincte. Părintele Stin avea o convingere religioasă puternică. Camarazii lui de luptă, cu știință religioasă, cum se pricepeau și la vremea aceea. Dar s-au iubit. Și au iubit țara. Și Dumnezeu a apreciat lucrul ăsta și a ținut uniți. Deci el nu a avut o adversitate față de cei mai puțin credincioși. Nu. Față de atei. Nu. Părintele Stin, pe timpul războiului, s-a ocupat de ei, a privit omul, nu convingerile lui religioase sau filozofice. L-a privit omul și el i-a ajutat pe tot omul. Când Părintele Stin a titorit mănăstirea aici, veneau credincioși din toată lumea, nu numai din țară, din toată lumea. Din Australia, Canada, America, Marea Britanie, Franța, Rusia, China. Veneau oameni și oameni care îi călcau bravo. Oameni de culoare, oameni care aveau problemele lor de viață. Părintele Stin nu i-a trebuit cât de credincios este. Și a încercat să privească om, să ofere dragoste umană și soluții. Părintele Stin a fost om care a oferit soluții la toți pe care i-a întâlnit. De aceea lumea l-a iubit. Pentru că cine îl întâlnea pe Părintele Stin primea soluții. Și oamenii aceștia și-au rezolvat subiectul lor, iar după ce au văzut lucrarea rugăciunilor Părintele Stin în viața lor, și-au revizuit și convingerile religioase. Și-a dat seama, Părintele Stin are o putere. De ce? Pentru că este ortodox. Pentru că este iubitor de țară și de neam. Și atunci l-a devenit modern.
pentru oameni care erau foarte îndoielnici în credință și în convingere. Ce se întâmplă cu Sfinția sa după terminarea războiului? După terminarea războiului, se reîntoarce la Mănăstirea Durău. Se reîntoarce la Mănăstirea Durău, dorește să-și continue studiile. Și este arestat totuși. De ce? Este arestat pentru că, făcând parte din batalioanele de vânători de munte, a fost judecat greșit de oamenii politici din vremea aceea. De comuniști. De comuniști, da. Părintele Iustin, fiind un om patriot, a observat în toate formațiunile politice din perioada interbelică cât de mult ei iubeau țara și persoanele care compuneau partidele politice. Și Partidul Țărănesc, care avea Partidul Național Liberal, Partidul Legionar, el i-a apreciat. Și a dat seama că cei din mișcarea legionară sunt mult mai convinși pentru țară, sunt cinstiți, caută să facă ceva pentru român, pentru omul care este încercat în țara aceasta. Și părintele i-a simpatizat pe aceștia care erau dedicați la nivelul acesta. Și credincioși, și dedicați bisericii, și dedicați țării. Dar el însuși a fost membru al Mișcării Legionare? N-a fost membru cu acte în regulă a Mișcării Legionare, pentru că Mișcarea Legionară, când Părintele Iustin ajunsese la vârsta adolescenței, era deja în mănăstire la Durău, dar fiind monah, nu-ți mai permite să faci parte dintr-o grupare politică. Indiscutabil. Pentru că viața monahală nu-ți permite canonic lucrul acesta. Auzea discursurile celor care erau în Mișcarea Legionară, prin radio. Ziare circulau și în mănăstiri. Și le-a făcut apreciere în genul acesta. Deci le-a avut convingere interioare că oamenii aceștia vor să facă ceva pentru țară. Dar ca să fie membru cu acte în regulă, nu i s-ar fi permis, pentru că ei ar fi fost dat afară din mănăstire. Și după ce comuniștii preiau puterea, începe un sezon de vânătoare de vrăjitoare, de persecutare a monahilor, a creștinilor, de orice rit. Și mai ales a intelectualilor. Și a intelectualilor, da, care susținuseră Mișcarea Legionară sau care erau oricum indiferent antisocialiști, antimarxism în general. Da. Toți care au fost antimarxist, antibolșeviști, anticomuniști, au fost persecutați. Părintele Iustin, exprimându-și convingerile lui patriotice și faptul că oferea exemple și modele din Mișcarea Legionară, a fost considerat legionar. Dar nu a fost niciodată întrebat în ce filială ai făcut parte. Pentru că nu avea unde să-l găsească. Și să știți că Părintele Iustin și-a păstrat aceste convingeri până când a murit. Adică ce a fost frumos, ce a fost nobil, ceea ce a fost de credință, ceea ce a fost de neam, ceea ce a fost patriot, ceea ce a fost conștiință națională, Mișcarea Legionară, întotdeauna le-a pus în prim plan. Celelalte elemente negative nu a discutat despre ele. Nu a vrut să le vorbească despre ele. Chiar dacă unde ar putea veni și cu argumente negative, el nu a vrut să le judece, să le analizeze. Nici nouă nu le-a spus vreodată, ci doar lucrurile frumoase. Așa a fost el. El n-a vorbit niciodată nici despre o altă persoană că are trăsături urâte, gândire greșită. Practic, a combătut păcatul, a combătut imoralitatea, a combătut lipsa de unitate națională. Și, bineînțeles, că autoritățile nu l-au admis și a fost închis. Unde capul. Unde și cât timp?
A fost închis aproximativ 17 ani. 17. 17 ani, da. Și începe la Suceava, ajunge și la minele, la Cartu, la Iasprie, ajunge la Iut, un loc foarte început, Gherla, iar purtat pe la mine. Și până mă ajuns și la Canal și la Teritrava, totdeauna erau mutați în mai multe locuri, deținuți aceștia. Ce se întâmplă cu el în pușcărie? Nu știu, este, trece prin ceva asemănător cu experimentul Pitești, are loc de om? Trece, da, sigur. Părintele Stin trece prin experiențe cumplite, bătut, chinuit. Dar vedeți, în fraze foarte scurte ne povestea chinurile pe care a trecut. Pur și simplu două cuvinte. Am fost bătut. Am fost scijuit. Dar, spunea el, când mă rugam, simțeam lucrarea Duhului Sfânt. Simțeam cum intră harul lui Dumnezeu în sufletul meu. Trăiam momente de contemplație divină. Făceam sfinte liturghii și oamenii își luminau chipul când sufletul lor pleca la cer. Deci a vorbit de partea frumoasă a închisorilor, experiența lui cu Dumnezeu din închisoare, nu ce încrâncinare au avut opționale. Cum e posibil să ai o astfel de... Cum e posibil ca el și alții să fie avut astfel de experiențe care, în mod normal, pe cei mai mulți tineri probabil ne-ar fi ucis? Ori ne-am fi îmbolnăvit, ori eram ucis de opționare. Da. La el, pare mi se că, sau la alții, ca sfinția sa, pare mi se că pentru ei a fost ca un fel de bucurie, au primit-o așa, cu plăcere. Cu... Cei care au fost mistici, da. Deci, și din cei care au fost în închisori intelectuali, poate și dintre preoți și monahi, dar nu prea am vine să cred că aș fi fost dintre ei elemente genul acesta. Adică, fiind la închisoare, începi să-ți dedici foarte intens gândurile și rugăciunile către Dumnezeu, către Maica Domnului, către Sfinții. Pentru că era singurul mod prin care ei puteau supraviețui. Era singurul mod. Partea spirituală. Ceea ce a spus Iisus în muntele Carantaniei lui Satan cel Mare. Când nu din pietrele astea poate să se facă pui să trăiască omul, ci și din cuvântul lui Dumnezeu. Ei au fost convinși că folosindu-se de cuvântul lui Dumnezeu vor supraviețui. Va fi hrana lor care va ține în viață. Deci Părintele Stin în închisori a întâlnit și elemente rele. Mai ales cele care nu au fost implicate spiritual. Aceste elemente au venit mai mult din latura celor intelectuali care au disperat prea ușor în fața chinurilor, care s-au lăsat la un moment dat dominați de atâtea cercetări și investigații și aduși în fața instanțelor și purtați în tot felul de partituri de genul acesta, de interogări de tot felul. Unii dintre ei au și clacat, au nebunit. Dar motivul a fost că nu și-au îndreptat gândurile și mintea către Dumnezeu. Deci noi să spuneți că răul acela cumplit nu poate fi învins, sau orice formă de rău nu poate fi învinsă în modul rațional. Eu văd un continuu zbucium în ziua de astăzi pentru a rezolva probleme. Permanent vrem să găsim soluții pentru probleme. De la COVID până la încălzirea globală și așa mai departe. Și se caută oameni de știință, vin cu păreri, se fac dezbateri, sunt confruntări, ego-uri și așa mai departe. Din ceea ce îmi spuneți, înțeleg că maniera la Părintele Iustin Pârvu și la alții ca dânsul au fost cu totul alfa. Ei au ales o altă care nu cea rațională, nu cea, nu știu, hai să evadăm din pușcărie ca să, și da, să facem o rezistență armată în munți. S-a făcut și chestii genul ăsta, dar aia nu prea a avut succes. Și am dat seama că va avea succes. Deci cum împaci chestia asta de a te lupta cu răul? Pentru că și eu am
De câte ori am o problemă, mai mare sau mai mică, și la mine primul gând este să o rezolv prin gânduri. Deci am, ok, am problema cu tare, am un obstacol în față, trebuie să o iau pe delături, să-l sar. Deci mă gândesc rațional. La Părintele Iustin Pârvu și la alții ca Sfinția sa, pare să că e o altă abordare, total diferită. Să știți, în momentul în care te afli în curtea celui rău, după gratile celui rău, te afli în zona lui de influență, nu mai rămâne decât gândul omului, sufletul lui, trăirile lui să fie orientate doar spre Dumnezeu. Cum credeți că ar fi putut să reziste în lumina reflectoarelor, în zgomote imense, dacă ei atunci n-ar fi intrat într-o relație contemplativă pe calea rugăciunii cu Dumnezeu? Cine nu a fost pe linia aceasta a nebunit. Ne spunea Părintele Gavril de la mănăstirea Sfântul Andrei Sărai din Muntele Atos, care a fost în temniță cu Părintele Iustin la Pelibrava. Și Părintele acesta Gavril a reușit cu ajutorul lui Dumnezeu să fie eliberat mai devreme decât Părintele Iustin, dar după ce a fost eliberat, știa că de obicei așa fac comuniștii, te lasă 2-3 zile pe acasă, pe urmă iar vine poliția, te cheamă într-o instanță și îți va dă câțiva de închisoare, deci doar puține zile. Deci Părinte Gavril, după ce s-a văzut eliberat și a ajuns acasă unde trebuia să prezinte și la postul de miliție din vremea aceea, și-a dat seama ce urmează, că poate fi arestat și se folosește de o călăuză și pleacă din țară. Folosind granița prin Bulgaria, ajunge la granița cu Grecia și în Muntele Athos. De momentul acela n-a mai părăsit Muntele Athos, a fost primit de părinții de la Sfântul Andrei, mănăstirea de acolo, și a rămas până la sfârșitul vieții. Totuși românii care mergeau după anii 90 pe la Sfinția sa, primeau relatări de experiențe proprii cu Părintele Iustin, printre care și aceasta. Părintele Iustin, când a fost adus la Pelibrava, celulele, adică temnița, fie lor de acolo, pentru că într-o celulă stăteau și câte 12 și câte 20 stăteau într-o celulă. Nu aveau a fost un lagăr improvizat. Nu era un perete din zid, din cărămidă, ci au fost pereți făcuți din fier, bare de fier groase. De așa fel încât celul care era în celula 1 putea să vadă pe cel din celula 12. Și se vedeau în 3. Deci celulele erau așezate de o parte și de alta a unui hol. La capătul holului era camera sau locul de torționare. Și fiecare trebuia să treacă aproape săptămânal la locul acela, să fie bătut și chinuit, indiferent dacă ar fi avut și alte abateri. Și așa era regula. Și Părintele Iustin, fiind un om renumit pentru calitățile duhovnicești, când a fost adus la Pelibrava, cei care erau în temniță s-au bucurat foarte mult, pentru că primeau un sprijin moral puternic. Și Părintele Iustin i-a învățat trei lucruri, povestea Părintele Gavril. În primul rând, cât timp sunt bătuți, să zică rugăciunea lui Iisus, în gând. După ce erau aduși de acolo, să nu se mai gândească la ce suferințe și ce răni au pe ei. Și al treilea lucru, să ierte. Deci, ei tocmai acest lucru făceau pentru că Părintele Iustin așa a învățat. Altfel, Părintele Iustin le-a și spus, dacă nu veți face așa, veți înnebuni. Unde veți și muri? Și ei și-au încredințat toată viața lor Părintele Iustin și
practicau lucrurile acestea. Foarte interesant, ne spunea Părintele Gavril că când erau scoși din lagăr, trebuia să meargă la Culestuf și oamenii localnici care erau prizonă puneau pe drumul unde treceau acești întemnițați, puneau cârpe. De ce puneau cârpe și bucățele de stofă? Pentru că ei le luau, întemnițați, le duceau la apă, la adunere, le spălau bine și când se întorceau la celulă, când le venea rândul să fie bătuți și chinuiți, se poată îngriji ceilalți, adică să le lege rănile, să le șteargă de sânge, să-i spele, să... Fiecare își avea luată de pe drum care puneau oamenii din prin praf, așa cum erau ele, bucățele și cârpe care le foloseau. Când erau duși la camera de torționare. Și bineînțeles că venea și rândul Părintelui Stim, că era bătut. Nu era absolut de lucrul ăsta. Potrivit planificării de acolo. Și când l-a cea pe părinte de acolo, de la camera de tortură, toți săreau să-i dea o mână de ajutor. L-a întrebat, părinte, unde te simți mai rău? Unde te doare? Că se lăsa cu ruptură de oase, se lăsa cu rând deschise. Și Părintele Stin îi dojenea. În sensul că, bă, nu mai mă întrebați unde mă doare și pentru că voi mă răscoliți și îmi amintesc rândile care le-au făcut. Și nu face bine să vedești. Ei n-au vrut să le înțeleagă. Și ce făcea Părintele Stin? Când era dus la camera de tortură, se așeza imediat la rugăciune. Și camarazii lui de închisoare, văzându-l că stă în poziția de rugăciune, nu aveau curajul să îl deranjeze. Dar în momentul când Părintele Stin intra în rugăciune, se cobora un nor albastru peste el, în mod deosebit, dar era atât de mare și intens încât îl vedeau toți. În momentul când acel nor albastru cobora, toată lumea muțea. Și gardieni, și soldați, păzitori, și camarade, toată lumea muțea. Adică era atât de renumit momentul, că ziceau între ei, iar îl bate pe Iustin Pârvul, iar muțim cu toții. Până seara l-a sfințit. Unde am vorbit nimeni? Mulți dintre păzitori, lițienii de atunci, și-au dat demisia și-au plecat. Și-a dat seama că acum este Dumnezeu. Și această experiență a văzut-o Părintele Gavril, românul, de la Mănăstirea Sfântul Andrei Sarai de Muntele Atos. Deci, lucrarea și rugăciune și implicarea spirituală i-a ajutat să rămână în viață. Torționarea a fost foarte contrariați. Și chiar și spune Ioan Ianolide, când au văzut că nu pot să-i determine să se lepede de credința lor și de convingerile lor naționale, torționare sau lumea asta ocultă, cum se mai spune, atunci au căutat să găsească alt fel de torționare care să vină din interiorul omului. Și au început cercetările biologice. De aceea, în anii 50, apare pe prima dată în lume descoperirea ADN-ului. În momentul când i-au descoperit ADN-ul, s-au gândit ce să folosească ca să le modifice ADN-ul uman din interior, să determine să facă altceva din față de propriile lor convingeri. De aceea se vorbește azi despre ARN și ADN, mesager și celule spike și iată că de data aceasta torționarea nu mai vine ca atunci, în lanțuri și în bătăi cu biciu sau, ci vine din interior. Omul când își poate rătăci propriile lui convingeri dacă folosește substanțe nepotrivite pentru ființa umană. Cum sunt de altfel și drogurile, mă gândesc, nu? Da. Adică heroină, cocaină, care sunt destul de întâlnite în
anumite orașe ale României. Părinte, deci credeți că comuniștii au disprețuit religia în general? Nu știu, din ce știu eu, și corectați-mă dacă greșesc, nu doar creștinii sunt persecutați în țări care încă și acum sunt comuniste, dar în general religia, conceptul de religie de Dumnezeu este ceva de neînțeles în ideologia marxistă. Care să fie cauza? Au disprețuit această conștiință religioasă creștină. Pentru că mai mult față de creștinism s-au arătat potrivnici. Au fost religii sataniste, care le-au sfârșit. Au fost credințe oculte, care și le-au sfârșit. Acești comuniști. Inclusiv idolatrii, care propun păcate trupești, nirvana sau... Totul era împotriva creștinilor, pentru că ei, comuniștii, nu și-au dorit să producă o unitate socială în care să domine virtuțile, să domine tocmai convingerile spirituale. Ei au folosit niște legi în care au impus un fel de unitate socială numită comunistă, dar fără să se bazeze pe libertatea omului și pe marele virtuți. Un comunist ar fi fost greu de înțeles ce înseamnă smerenia, ce înseamnă să fii milostiv, ce înseamnă să te rogi pentru aproapele ca Dumnezeu să reverse energiile necreate ale Duhului Sfânt. Nu. Se vorba despre producție, despre avantaje imediate, se vorbea atunci ce pot face ca să niveleze structurile umane, să combat sărăcia fără ca oamenii să li se acorde aprecierile pe linie profesională sau intelectuală. Sunt daruri ale Dumnezeu pe fața Pământului care se bucură de niște aprecieri. Și atunci dacă nu-i dai omului, cum zice Sfântul Apostol Pavel, cele cu dajdea îi dai dajdea, omul primește potrivit darurilor revărsate de Dumnezeu în viața aceluia și aprecierea celor din jur. Ei au vrut să niveleze lucrul acesta. Au considerat că comunismul este soluția și varianta în care oamenii pe fața Pământului să îngenuncheze, să închine. Probabil că la sfârșitul veacurilor acestora se va arăta o altă formă de comunism în care oamenii sunt obligați să îngenuncheze. Asta vreau să vă întreb, dacă credeți că mai există comunism în momentul de față. Există o altă formă de comunism, dar nu numai dură, care lovește spiritualitatea umană și este mult mai controlată și verificată. Greu de depășit. Și cum o recunoaște? O recunoaște prin inclusiv legile care vin din structurile politice superioare, nici măcar din lege propriului stat. Vă dau un exemplu. Când Iisus Hristos a fost ispitit pe muntele Carantanii, ne vorbește Evanghelia de la Luca, capitolul 4, și Matei, capitolul 4. Pe muntele Carantanii, Iisus a fost ispitit de diavol. Prima dată i s-a cerut să facă din pietre, să facă pâini. Și a doua ispitire la care vreau să mă refer este faptul că diavolul l-a luat pe Iisus, l-a suit pe munte înalt și a arătat toate împărățiile lumii și lumina lor. Și zice diavolul, toate acestea sunt date mie. Și Iisus nu l-a contrazis. Și diavolul spune, și eu îi le dau oricui voiesc, zice diavolul. În grădina Ghețimani, Iisus spune iarăși,
iată vine stăpânitorul lumii acestea. Deci, cu alte cuvinte, diavolul are sub stăpânire foarte multe lucruri din spectrul ăsta vizibil, uman. Foarte. Zice că sunt ale lui. Haideți să privim la un alt moment al lui Iisus Hristos. După înviere, le spune ucenicilor lui, mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Toată. Deci, El are puterea la orice se întâmplă pe fața pământului. Inclusiv în aceste cetăți care diavolul spune că sunt ale lui. Deci, degeaba ai posesia dacă nu ai putere. Mă duc la un exemplu elementar. La noi în țară avem președinte de stat care are un portofoliu, avem un prim-ministru, avem ministere care au în rândul lor consilieri ministeriali care au portofolii pe linia aceasta. Da, ele au, dar puterea nu mai au. Puterea o dau acum Consiliul Europei, Consiliul NATO, Consiliul ONU, Consiliul OMS. Deci, cu alte cuvinte, degeaba deții domeniul, proprietatea, dacă nu ai puterea asupra lor. Deci, toată structura politică de la noi din țară are statul, pentru că reprezintă statul român, dar nu și puterea. Și atunci este foarte bine. Iată, asta este forma de comunism în care noi regăsim în momentul de față. Ajungi să crezi că sunt ale tale, dar puterea asupra lor nu. Probabil se va ajunge când oamenii singuri vor ceda proprietățile lor pe avantaje materiale și vor deveni de unii singuri în chirie în fața statului, în chirie în fața unei structuri unui sistem foarte, foarte feroce, imposibil de depășit. Asta este comunismul practic. Părintele Iustin Păpu se liberează în perioada comunismului sau după ce comunismul cade? În perioada comunismului. Părintele Iustin se libera, 64 îi ajunge să... Adică pe timpul lui Ceaușescu? S-a dat decretul acela, amnistia aceea mare, da. Și Ceaușescu vine după Gheorghe Udeș. Și ce se întâmplă cu Părintele după ce se liberează? Ajunge în zona aici, la Petru Vodă. A avut o revelație mare în momentul acela. Deci Părintele Iustin a avut o dragoste foarte mare față de mama lui. Pentru că ea l-a învățat. În 1964, Părintele Iustin este trecut în starea de libertate, dar sub supravegherea miliției din zonă. Aș vrea să amintesc două lucruri importante în viața Părintelui Iustin. Relația lui cu mama a fost până la sfârșitul vieții lui. În sensul că nu a uitat învățăturile duhovnicești, morale și mai ales rugăciunea și trăirea în har. El a văzut aceste aspecte de când era mic la mama lui. A avut un eveniment, cred că e vorba de mina de la Baia Sprie, când și-a dorit să o vadă pe mama lui. Deci era în mină și și-a adus aminte de mama lui, cum își făcea rugăciunile împreună. Și s-a rugat la Dumnezeu și i-a zis, Doamne, îmi este dor de mama. Și atunci Dumnezeu l-a trimis pe Arhanghelul Mihail, l-a luat de umeri, l-a dus pe Părintele Iustin pe dealul din fața casei lui părintești. Și el a stat până la sfârșitul soarelui pe acel deal de a văzut-o pe mama lui cum își făcea treburile și lucruri pe afară. Deci a fost o revelație mare aceasta. Și la sfârșitul soarelui a venit Arhanghelul Mihai și l-a dus din nou în lagăr, de acolo, de la mină. Iar cu 6 luni înainte de a fi eliberat,
A venit iarăși Arhanghelul Mihail și a spus: Părinte Iustin, Dumnezeu mi-a spus că peste 6 luni de zile vei fi eliberat. Și m-a trimis să te învăț lumea din sat. Și l-a luat din nou de umeri pe Părintele Iustin, l-a dus pe dealul din fața satului și i-a arătat Sfântul Arhanghel cu degetul fiecare casă și familie din sat. Acolo stă cutare, acolo stă celălalt, acolo stă ceilalți rude, copii, nepoți. Deci Părintele Iustin a învățat de la înger satul lui. Este atât de impresionant că noi uităm faptul că îngerii noștri păzitori știu totul despre noi, neamul nostru, faptele noastre, vorbele noastre. Și când Părintele Iustin a ajuns în sat, era istovit. El a fost o persoană de 1,82 m înălțime. Avea aproape 100 de kilograme. Când s-a întors în sat, dacă mai avea 48 de kilograme. Era foarte istovit și slab. Nu l-a mai cunoscut nimeni. Mama lui l-a mai cunoscut după voce, că este fiul ei. Și cât a stat aici, în zonă, nu a fost primit în mănăstire, a trebuit să meargă la muncă, la munca drumurilor, a căilor de acces prin păduri. A muncit foarte mult timp, până când unul din tinerii din sat, care a fost înștiințat de Părintele Iustin că va ajunge inginer silvic, acel tânăr găsește o soluție să îl așeze cu lucru la mănăstirea Horaița, apoi la mănăstirea Secu și din rațiuni de transport să nu mai fie adus fiecare seară acasă la părinți, ci să rămână la mănăstirea Secu. Și a doua zi dimineața să înceapă iarăși lucru. Așa a fost primul moment când Părintele Iustin reintră în mănăstire și după ce Părintele Iustin îi se dă o locuință foarte izolată de incinta mănăstirii Secu. Și a adus aminte din rândul camarazilor lui din temniță cum se îngrijesc albinele. Și Părintele Iustin, pe baza învățăturilor de acolo, pentru că în temnițe Părintele Iustin a învățat limbi străine, Părintele Iustin avea noțiuni de limbă germană, de franceză, de latină, de rusă. Deci el învățase limbile astea străine de când era cu ceilalți intelectuali. Pentru că ei intrau tot tipul în exercițiu minții. N-au lăsat mintea să fie pradă propriilor lor suferințe, să gândească cât de mult sunt chinuiți și nedreptățiți, nu? Când veneau de la lucru, făceau aceste ore de limbă străină, de geografie, de istorie, fiecare intelectual pe domeniul lui. Părintele Iustin îi învăța rugăciuni și Noul Testament. Deci fiecare la rândul lui devenea profesor pentru ceilalți camarazi din celulă. Și tipul era tot timpul prins și cu lucrarea anume. Părintele Iustin și-a adus aminte de acest albinărit și începe cu rugăciunea prima dată. Pentru că a văzut livada mănăstirii Secu, cu dealurile cu flori. S-a rugat la Dumnezeu și Dumnezeu i-a trimis un roi de albine care s-a așezat într-un copac. Părintele Iustin a mers, l-a prins și credincioșii care mai știa i-au făcut o ladă de apicultor. Și a început cu una, urmat cealaltă și cealaltă și cealaltă, ajunsese să avea peste 100 și ceva de albine care le îngrijea. Având atâtea albine, securiștii, ofițerii care supravegheau, când trecea pe la Părintele Iustin, Părintele oferea miere, fagure, ceară. Și oamenii aceștia și-au muiat inima și a zis: Doamne, hai să-l lăsăm să fie și îmbrăcat. Deci el stătea civil în mănăstirea Secu. Și i-au admis să fie îmbrăcat monah. Și după câtva timp, i-a admis să și slujească ca preot. Dar
calitățile lui de preot nu și le-a pierdut. Chiar dacă a fost în război, nu a tras cu arma, nu și-a folosit nici într-un caz forța proprie să doboare un inamic sau doar s-a ocupat de partea spirituală și nici în temnițe nu a folosit greșit viața lui sau convingerea lui preoțești. Și stând de vorbă cu duhovnicii care erau la Mănăstirea Secu, pentru că Mănăstirea Secu avea duhovnici foarte buni. Părintele Antim Găină este un sfânt, un mare sfânt. Și, bineînțeles, trăia Părintele Cleopa, Părintele Paisiolaru, la care mergea pentru sfaturi. Părintele Cleopa era la Mănăstirea Secu? Era la Mănăstirea Sihăstria, dar Secu era fiind foarte apropiate. Se vizitau reciproc. Așa este. Și atunci părinții acești duhovnici l-au spovedit și au dat binecuvântare să slujească ca preot. Și a slujit foarte mult timp la Secu. Securitatea, la un moment dat, s-a schimbat, că se schimbau cadrele și din instituția aceasta, vin cadre noi, l-au detașat la Mănăstirea Bistrița, unde și-a continuat din nou viața preoțească. Deci ei făceau, securiștii făceau mutările acestea? Da, da, da. Și ei erau mutați. Deci echipele acestea de securiști nu erau aceleași în fiecare, să zic, 3-5 ani. Erau schimbate cu altele. Veneau altă echipă și cealaltă era trimisă în altă locație. Părinte Stare, îți punem punct aici pentru că aveți îndatorile dumneavoastră la care trebuie să mergeți. Poate vom reuși într-o emisiune viitoare să aprofundăm puțin ce se întâmplă cu cum se pune piatra de temelie aici la Petru Vodă, da. Și ce se întâmplă toată lucrarea. Și poate vom vorbi puțin și despre moștenirea spirituală a părintului, pentru că până la urma urmei oamenii, din ce am observat eu de asta, se raportează foarte mult de pe urma povestilor, a sfaturilor pe care le dădea. Vă mulțumesc mult! Să vă aștept, Dumnezeu, Doamne ajută să fie la toată lumea!